pe site-ul ziarului. Deci s-a ajuns la 2000 jumate kilo? Da. Și nu ieșiți în pierdere dacă dați cu banii ăștia? Nu, nu ieșim în pierdere de tot, dar de unde dacă nu veți pe site-ul? Adică măcar să vă scoateți cheltuielile pe care le-ați făcut? Dacă le scoatem și pe ele, dacă. A, și ați, și aveți mult? Aveți mult producție anul ăsta? Nu prea. Nu prea. Producție puțină și prețul pus. Aha. Și anul trecut, spre exemplu, cam cât se dădea în perioada asta? Anul trecut a fost 4.000 jumate, 5.000, 6.000. 6.000. Anul trecut a fost bine, dar anul ăsta a fost prost de tot. Păi și care ar fi explicația? Prea multe, putere de cumpărare puțină, oamenii nu au bani, nu merge nici în piețe, nici în orașe. Nu mergem în țară. De-aia e prost aici, pentru că dacă ar merge în oraș... Sunteți de aici, din Dăbuleni? Da, din Dăbuleni. Am auzit că s-au adus și niște altoiuri din Turcia, din Grecia, a adus cineva pe aici, domnul Stan și nu mai știu noștri, cum. Altoi în Tiugă. Tiugă. Dar nu sunt bune deloc. Altoiurile noastre nu sunt bune? Dar am auzit că alea turcești și grecești sunt mai scumpe, cel puțin așa îmi spuneau de la stațiune. Probabil. Dumneavoastră l-ați făcut altoi români? Noi n-am avut altă. A, dumneavoastră ați pus normal. Noi am pus normal vestele noastre, rece, la folie, așa cum se plantează. La folie, nu la, cum îi spune, la... Mai sunt niște tehnologii. Da, mai este, urmă la folie și la aer liberă. Și dumneavoastră munciți toată familia, nu? Munciți la... Mulțumesc, să-mi spuneți cum vă numiți. Panica. Mulțumesc frumos!